Veți asista acum la revanșa secolului, prilejuită de întâlnirea dintre Cassius Clay și John Frazier. Ia-mi asta din gură că vreau să-l mușc. Oh, no. Stai așa că m-am gândit. Lasă. Te desfințez, măi, Alba Lux. După mine, mă. Pe mine e cumpărat lui nevasta lui Matale un disc cu opele lui Lehar. De ce tocmai Lehar? Ca să asculte în fiecare zi Văduva Veselă. N-ai o batistă la tine? Măi, Paganini, mă, n-ai o batistă? De ce nu? Că îmi vine să-ți plâng de milă. De ce n-ai venit să te bați la mine în giulești, mă? Ce vorbești, mă, să ne albitreze Tamango? Tamango? Tamango o să ne albitreze după ce ne batem noi doi și după aia am să boxez cu Fărămiță Foreman. Fărămiță Foreman, cine este? Tot un boxer, de culoare. Aha, aha. Azi, băi, Jeanne. Zi. Aș vrea să-mi fiez un copil englez de vreo două luni jumate. Și de ce tocmai englez? Unde să înceapă să vorbească, să învăț și o limbă străină. Tu nu ții minte că în primul meci ți-am rupt o falcă? Da. Când m-am dus acasă și m-a întrebat mama, de ce te-ai întors, beatul, mami, cu falcă, îmi cerci cu una în pământ. Știu. Și atunci am dat cu milă că sunt prieten. Da. Stai, e că vreo 2-3 prieteni ca tine și nu mai am nevoie de dușman. Auzi, mă? Dar ce cauzi pe jos? Mila față de aproapele meu. Ascultă, băi, vaporele, de ce să ne batem noi, mă, așa? Nu vezi că vine și iarna asta grea și dă cu contrastul peste noi? De ce să ne stricăm fețele? Mă rog, tu ești mai bronzat. Tu n-ai figură de june prim. Tu ai... La mine se mai întâmplă. Și ce propui? Să găsim și noi un sport mai liniștit. Ok, facem o tablă. Și pentru jocul ăsta luăm doi cascadori. Ai table? Oh, dar cu negrele jești tu.